Când conduc, aud țipătul copiilor mei în mașină, povestește supraviețuitorul unui grav accident. Cu sechele care îl împiedică să-și mai facă meseria, bărbatul se luptă cu instituțiile statului ca să poată primi despăgubiri. În această situație sunt tot mai multe victime care s-au plâns că cercetările durează ani bun, timp în care nu au cum să ceară daune în instanță. Deși au fost răniți în accidente în care n-au avut nicio vină, în multe cazuri oamenii n-au primit până acum niciun ban pentru operații, proteze ori recuperare. Tot timpul când conduc, eu aud țipătul copiilor mei în mașină. Deci a intrat peste noi, n-am putut să fac nimic. Daniel retrăiește acele clipe de groază de fiecare dată când este la volan. Anul trecut, el, soția și cei doi copii au fost la un pas de moarte pe o șosea din Prahova. Cu toții au fost răniți grav după ce un șofer a intrat în mașina lor. Daniel a rămas în cârje după o fractură la femur. Viața i s-a schimbat complet pentru că era ghid montan, iar acum îi este aproape imposibil să mai urce pe munte. Ce jale era la noi acasă! Avem doi copii minori, amândoi afectați. Noaptea nu vă spun cum țipă. Sănătatea am pierdut. Viața profesională nu mă aștept mult. Decât să mă lupt cu statul, ceea ce n-ar fi normal. În cazul său, cercetarea anchetatorilor bate pasul pe loc de mai bine de un an și jumătate. Și Valentina așteaptă ca polițiștii de la Brigada Rutieră din București să finalizeze ancheta. În 2015 a fost rănită într-un accident în capitală. S-a ales cu fracturi la coloană, bazin și coaste. La poliție am mers în scaun cu rotile să depun plângerea penală, m-a ajutat copilul. Am mai trimis niște solicitări prin care doream să plătesc eu taxa la IMELE. În acest caz, reprezentanții Poliției Capitalei ne-au răspuns că în acești 3 ani și jumătate au așteptat expertiza medico-legală și au audiat martorii. Însă, sunt nevoiți să aștepte și expertiza tehnică judiciară, pentru că nimeni nu a văzut ce s-a întâmplat. În cazul lui Daniel, reprezentanții parchetului de pe lângă judecătoria Vălenii de Munte ne-au transmis că în acest dosar s-au făcut cercetări și s-a dispus o expertiză. Victimele au nevoie ca cercetările să se termine mai repede pentru că abia la finalizarea lor pot să ceară despăgubiri în instanță. Între timp mai au la dispoziție și o altă variantă, aceea de a se înțelege cu firma de asigurări care le propune o sumă drept despăgubire. Se face o ofertă persoanei păgubite funcție de starea în care se află, funcție de leziuni. Propunerile de despăgubire făcute de asiguratori de cele mai multe ori sunt ridicole. Și aș putea să vă dau un exemplu, persoană cu un membru inferior amputat, 17.000 de euro despăgubire pentru întreaga traumă, în condițiile în care numai o proteză depășește 100.000 de euro. Asociațiile care apără drepturile victimelor cer de mai mulți ani crearea unui cadru legal prin care pacienții să primească despăgubiri din primele zile de spitalizare. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.